Mâine începe distribuirea deciziilor privind recalcularea pensiilor, dar nu toți pensionarii vor fi fericiți. Peste 800.000 de pensii rămân nemodificate. Practic, 17% dintre pensionari nu vor primi mărire din luna septembrie, deși politicienii au trâmbițat majorările luni la rând. Chiar pe foaia cu decizia de recalculare este specificat faptul că poate fi contestată în instanță, dar ministrul Muncii anunță că primul pas este ca nemulțumiții să ceară întâi lămuriri caselor teritoriale de pensii. Până la finalul lunii august, toate deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari. Cei care observă erori în decizia de recalculare sau sunt nemulțumiți de rezultatul calculului pot ataca în instanță decizia în termen de 45 de zile. Ministrul Muncii le recomandă seniorilor să se ducă prima dată la casele teritoriale de pensii pentru a cere lămuriri. Calea cea mai ușoară pentru pensionari este de a cere aceste verificări la casele teritoriale de pensii în cazul în care nu sunt lămuriți cu privire la decizia de recalculare. Iar colegii noștri, dacă constată neconcordanțe, au cadrul legal necesar pentru a veni cu o decizie de revizuire. 4,6 milioane de pensii au fost digitalizate și recalculate într-un timp record, așa că erori se pot strecura ușor. Dintre acestea, 800.000 vor rămâne nemodificate din cauza formulei de calcul care îi dezavantajează. Sindicatele susțin că bazele de date nu au fost actualizate și nu au inclus hotărârile judecătorești definitive în favoarea pensionarilor. Blocul Național Sindical susține că aceste decizii de recalculare au fost făcute pe grabă și că instanțele de judecată, precum și casele teritoriale de pensii, vor fi blocate din cauza cererilor crescute de recalculare făcute de pensionarii care vor observa erori. Șeful Casei Naționale de Pensii a declarat că deciziile de recalculare sunt corecte, dar va avea grijă ca toți cei care nu înțeleg formula de calcul sau constată erori să primească lămuriri într-un timp scurt la casele teritoriale de pensii, fără a ajunge în instanță. Încă de săptămâna viitoare vom mări numărul de salariați care asigură relațiile cu publicul la casele teritoriale de pensii, tocmai pentru a da aceste informații către cei care le solicită. Jumătate dintre pensiile majorate au o creștere între 1 leu și 500 de lei. Un sfert dintre pensionari vor avea însă creșteri între 500 și 1000 de lei. Peste 800.000 de români se vor bucura de luna viitoare de o pensie mai mare cu peste 1000 de lei. Distribuirea pensiilor va începe din 2 septembrie.